Oameni buni, am revenit la Secretele Brașovului. În cea de-a doua parte a emisiunii vom discuta despre un lucru foarte important într-o țară în care sunt foarte mulți asistați social, pentru că asta este realitatea în România actuală, dar mai bine în România actuală vă spuneam că există această problemă, dar ca și multe altele în România, haideți să vedem și ce rezolvări au. Și în acest context am alături de mine pe doamna Lucia Șimandan, președintele Colegiului Național Asistenților Sociali, sucursala Brașov. Bine ați venit! Da, sucursala, mulțumesc! Și în stânga mea aici, doamna Daniela Lupu, asistent social specialist, membru al Colegiului Național Asistenților Sociali. Bine ați venit! Vă mulțumesc! Bine v-am găsit! Haideți să începem cu profesia de asistent social. Cu ce se ocupă? Nu știu, trepte profesionale sau ce vreți să spuneți dumneavoastră despre ea, pentru că dumneavoastră sunteți cei care o profesați, să spun așa. Și atunci ar trebui în primul și în primul rând să afle lumea cu ce ne ocupăm și de aici după aia o să plecăm, să intrăm puțin mai în amănunt. Un asistentul social se ocupă de persoane aflate în dificultate și asta pe scurt. Mă rog pe colega mea un pic să spună despre treptele de competență. Da. Un asistent social, cum spune și colega mea, acordă asistență socială pentru persoanele paupere, aflate într-o stare de nevoie, de criză, de abuz familial, persoanelor cu handicap, ca să intrăm așa într-un cadru larg, într-un registru. Iar asistentul social, ca și competență profesională, conform legislației în vigoare, 466/2004, privind statutul asistentului social, ne arată că actualmente avem 4 trepte profesionale pe care asistentul social le îndeplinește. Colegiul Național al Asistenților Sociali din România este la fel structurat ca și Colegiul Psihologilor sau cel al Medicilor. Să vă fac o paralelă, astfel toată lumea va putea să înțeleagă perfect la ce mă refer. Pentru că lucrez în domeniul medical, vă spun așa. Asistentul social este asistent social debutant. A terminat facultatea și a luat licența, s-a angajat la o primărie, o asociație, cămin de bătrâni, fundație și așa mai departe, în domeniul social. Această treaptă este pe o perioadă de un an de zile. Mergem mai departe la asistentul social practicant, care este cu o perioadă mai mare de un an de zile. Da? Acum, am spus că vă fac o paralelă cu medicii. Da? La fel avem și rezident. Un medic rezident, da? Medicul rezident, avem medicul de familie sau generalist și acum trecem la treptele superioare. Asistentul social specialist cu o experiență până la 5 ani și pe partea medicală medicul specialist. Da? Și apoi, asistentul social principal, la fel, cu o experiență, poate să facă expertiză socială, inclusiv partea de lobby, inclusiv pe partea de instanță de judecată, și medicul e medicul primar. Acum, asta înseamnă că, așa cum psihologii au o parafă, așa cum medicii au o parafă, fiecare dintre cele patru trepte au o parafă. Un cod. Însă, din păcate, la nivelul tuturor instituțiilor sociale, da? Că vorbim de primărie ca furnizor de servicii sociale, că vorbim de asociații sau de ONG-uri, aceștia trebuie să utilizeze această parafă atunci când încheie un document social. Documentul social este ancheta socială sau alte acte, plan de evaluare, și așa mai departe, nu intrăm în documentația pe care orice asistent social trebuie să știe să o întocmească. Cam aici m-aș opri deocamdată cu răspunsul la această oricum, întrebare. Cred că a fost destul de clar, da. Din punctul meu de vedere. Și eu consider că mă pot opri aici la, cu acest răspuns. Spuneți, dacă vreți să adăugați ceva, vă rog. Vreau să spun de evenimentul avut în data de 17 noiembrie. Anul acesta a avut loc un eveniment organizat de sucursala teritorială Brașov în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială. A
avut loc un seminar cu tema cadrul legislativ privind buna practică a serviciului public de asistență socială la nivel comunitar, unde au fost invitați toți primarii din județul Brașov. La eveniment au venit în jur de 28 de primari. 80%, în cam un procent de 80%. 80%, chiar nu ne-am așteptat să vină un număr atât de mare. Asta în condițiile în care avem 51 de primării, doamna președinte? Cum 54 de primării, dar cele de comune? Plus Brașov. Primăria Brașov, da. Primăria Brașov. Astfel... Practic, ce am urmărit noi și ceea ce noi știam, că în cadrul primăriilor nu există angajați asistenți sociali cu specialitate. Sunt angajați persoane cu alte calificări. Pentru că, mă scuzați numai o secundă, că vă întreb ca să aibă continuitate în acest sens. Dumneavoastră spuneați la un moment dat că după ce termină facultatea, după ce au certificat de absolvire cu licență, pot deveni asistent social. Și atunci revin la dumneavoastră exact. Și vă întreb, deci este clar o meserie clar, pe care pot să o și Universitatea Transilvania, am înțeles că are secție pentru așa ceva, deci are poți secție de asistență socială, sigur exact, că da. Deci după ce ai absolvit o universitate, da, ca să fie clar asta, deci nu poate oricine să fie acolo. Da, vă rog să continuați ca să clarificăm statutul asistentului social. În sensul deci haideți să clarificăm un pic titlul de asistent social. Cine poate avea titlul de asistent social? Doar persoanele care sunt absolvente cu licență în cadrul facultății de în specializarea asistență socială. Bun, asta cred că e foarte important pentru că ați afirmat faptul că sunt foarte puțini sau nu sunt angajați cu care au absolvit această facultate și care au alte specialități. Și acum vă rog, în primării, spuneți, în județ. Da, în județ, din păcate, sunt prea puține primării. Eu pot să afirm că mai mult de 4-5 primării, sper să nu greșesc, nu au asistent social cu studii superioare. Și iar dacă au acești asistenți sociali, ei nu sunt înscriși în colegiu. Deja e o altă discuție aici. Deja intrăm într-o altă discuție. Practic, la momentul angajării, orice asistent social ar trebui să fie înscris în colegiu. Haideți să ne reîntoarcem puțin către primării, da, pentru că, bun, nu sunt asistenți sociali, nu sunt persoane. Care sunt repercursiunile sau ce se întâmplă în comunitate dacă nu ai un asistent social cu această specializare? Care sunt problemele care se iscă acolo? Deci ar trebui să aibă el grijă. Deci după prezentare, o parte dintre primari au afirmat că doresc să-și acrediteze acest serviciu de asistență socială. O altă parte a primarilor au adus un pic în discuție organigrama și bugetul, că nu le-ar permite să înființeze aceste servicii de asistență socială. De ce sunt ele necesare acum? Pentru acreditări. Deci un serviciu de asistență socială trebuie să fie acreditat. Pentru ca primarii să poată accesa fonduri europene, trebuie să aibă un serviciu de asistență socială. Pe partea socială vă referiți? Da. Deci trebuie să aibă neapărat un serviciu public de asistență socială. Însă haideți să revenim un pic la ceea ce se întâmplă concret la nivelul județului Brașov. Am susținut acest seminar ieri în fața 80% din primarii județului nostru. Bucuria a fost că s-au prezentat și că sunt interesați. Însă, concret, există la modul actual primării care nici măcar nu au înființat serviciu de asistență socială. Sunt primării care îl au înființat, dar care au angajați o persoană sau un secretar sau un funcționar administrativ care nu are studii, poate nici superioare, cu atât mai puțin studii de specialitate de asistență socială, da? Om cu licență. Și sunt câteva primării, cel puțin din cei care au fost acolo prezenți,
două, trei primării care aveau asistent social la nivelul de treaptă debutant. O singură primărie care era acolo avea practicant. Da? Deci este foarte clar că mai departe nu aveau. Unu, unele trebuie să-și înființeze acest serviciu, care se numește Serviciu Public de Asistență Socială, pe scurt SPAS. Doi, cine l-are trebuie să și-l acrediteze conform legilor din 2014 încoace. După aceea, chiar dacă și l-a acreditat, trece o perioadă de 3 ani de zile, după ce primește certificatul că este acreditat, își ia un angajament și spune: noi în 3 ani de zile vom face un serviciu social. A se face diferența între furnizorul de servicii sociale, care este Serviciul Public de Asistență Socială, cel care se înființează în cadrul primăriei. Discutăm acum despre comune, nu discutăm despre județul Brașov, care este foarte bine și acreditat și așa mai departe. Municipiu. Aici, la domnul Scripcaru, e totul ok. Mai departe, trebuie să implementăm ceea ce s-a discutat la seminar. De aceea s-a și făcut acest seminar ca și informare, ca și ajutor pentru domnii primari. Pentru că știam că nu au oameni specializați să informeze și să le spună. Tocmai de aceea chiar am observat că a avut un impact foarte mare asupra lor, pentru că am și primit multe telefoane după aceea în care îmi spuneau: doamnă, nu știam multe lucruri, dar eu chiar nu cunoșteam aceste aspecte, dar eu mi-am dat seama că mă poziționez în situația aceasta din ceea ce mi-ați vorbit dumneavoastră, dar eu am primit o acreditare, dar acum nu mai sunt acreditat. Dar de ce nu mai am acum acreditare? Pentru că în acei 3 ani de zile de când ați primit dumneavoastră acreditarea, trebuia să înființați un serviciu social. Și acum merg la cea de-a doua ramură, da? Serviciul social înseamnă că îți deschizi un centru de zi, fie centru de îngrijire de bătrâni la domiciliu sau ce altceva ce se potrivește ție pentru beneficiarii pe care i-ai tu în comunitatea ta. Pentru că dacă la Apața se potrivește ceva, poate nu se potrivește același lucru la Poiana Mărului. Am înțeles. Și trebuie în funcție de numărul de beneficiari, dar sunt localități în care nu se acordă nici măcar prestațiile sociale. Sunt astfel de localități în județul nostru unde nici măcar alocații tot, și la un moment dat chiar am întrebat: dar la dumneavoastră, în comuna dumneavoastră, toți sunt așa de bogați? N-aveți niciun sărac? Nu există niciun bătrân în necaz, în nevoie, în situație de criză? Nu e niciun abuz, nicio violență la dumneavoastră în primărie? Bineînțeles că sunt, dar n-avem cadre specializate. Toți invocă bugetul. Că nu avem buget. Și organigrama care nu le permite. Exact. Dar legislația, dar uitați, timp, că a venit în ajutor. Da, chiar vin în completare. Da. Au persoane angajate pe postul de asistent social chiar de 15 ani și nu doresc să renunțe la acea persoană, fiindcă acea persoană a lucrat 15 ani în folosul comunității, dar fără să se specializeze. Există o variantă, nu știu, acum întreb și eu așa, ca un novice, există o variantă ca acea persoană, bun, poate lucrează de 15 ani, poate lucrează de 2 ani, să se specializeze, mă gândesc, alta decât că odată ce ai început munca și așa, mă gândesc, nu te mai poți te duci la facultate. Vă pot răspunde, aici m-a întrebat unul dintre primari, dar nu poate să-și facă un curs de asistență socială. Nu există curs. Există facultate de asistență socială de 4 ani. Sigur că da. Și acum, normal, vine și următoarea întrebare. Bun, studenții care finalizează aceste cursuri ale facultății și au diplomă de licență, ce fac ei dacă aceste posturi sunt ocupate sau nu există? Ce fac? O mare parte se angajează în cadrul Direcției Generală de Asistență Socială sau în cadrul primăriei. Cum am discutat, primările nu am văzut nici măcar un post scos la concurs de asistență socială. Te duci, ok, ai terminat această facultate, ai absolvit-o și după aceea, practic, nu ai loc de muncă? Tocmai și aici. Sau, mulți dintre ei pleacă din țară. Care sunt cu adevărat tineri pleacă din interesați țară și vor să lucreze pe domeniu, până la urmă își găsesc, dar mai ales în Direcția Generală de Protecție a Copilului, doamna lucrează la direcție. Și mai sunt ONG-urile. În ONG-uri și așa mai departe. Dar restul... Mai degrabă ONG-urile au asistent social decât primăriile.
Da. Da, și eu am întâlnit o problemă. Și în ceea ce fac și interviurile pe care le-am avut, am avut ca invitați chiar pe scaunele pe care stați dumneavoastră asistent social, care angajați ai unor ONG-uri, care, mă rog, erau acreditate, deci există acea procedură. Și aș vrea să dau un exemplu. Exemplu, eu lucrez la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Direcția va descentraliza centrele de plasament. Deci fiecare comună va trebui să preia centru de plasament. În situația în care ei n-au serviciu de asistență socială, în situația în care ei nu au acreditare, mă întreb cum vor prelua. Da. Eu, deci noi în această discuție vrem să aducem în evidență importanța de a crea primăriile aceste servicii. Și că este un lucru foarte serios și ar trebui să îl pună în discuție, cum spun ei, organigramă și buget, ar trebui să aibă prioritate. Asta voiam să vă întreb acum, că vis-a-vis de asta ei trebuie să respecte legea, până la urmă, că n-au încotro. Dacă organigrama nu le permite, pentru că nu le permite să angajeze, sunt situații conform legii în care nu ai voie să angajezi, da, și așa aici, mai departe. Aici am vrut să aduc discuția. Ce se poate face? Vă spun. Pot angaja cabinete individuale de asistență socială. În prezent, în Brașov, există doar un punct de lucru la care se pot adresa. Deci, practic, poți să angajezi un cabinet și un cabinet individual. Dar recunoaștem că în județul Brașov există aici doar pot interveni un singur punct de lucru. Dar pot... Ce pot să vă explic aici? Adică, în 2012, toate primăriile invocau lipsa resursei umane. Pe domeniul social, desigur. Ei, din 2012 până 2014, când au început legile, da? Ce spune? Au dat voie să se înființeze cabinet individual de asistență socială, pe scurt CIAS, da? Sau societăți civile de asistență socială. Așa cum primăria, Brașov sau oricare altul, contractează un serviciu extern de contabilitate, de curățenie, exact așa, poți să contractezi și un serviciu, să-ți externalizezi un serviciu social. Exact cum fac ce orice... Asta vorbim în cadrul primăriilor, pentru că se încarcă o ofertă PSA app și așa, știți că ei nu pot să cumpere absolut nimic, să facă, să contracteze fără ca acest lucru să fie perfect transparent. Foarte bine. Atunci au posibilitatea să facă acest lucru. Mai mult decât atât, chiar dacă să presupunem că au oameni care acum a terminat și a dat licența și s-a angajat, acel om nu va putea să-i acrediteze lui SPAS-ul, da? Serviciul public de asistență socială. Nu poate să-i licențieze mai apoi, în termen de 3 ani de zile, un serviciu social, pentru că nu are experiența necesară mai mare de 5 ani, da, cum vă spuneam, ca să poată să știe și să îndeplinească. Și dacă ar ști, nu are, pentru că el este de un an de zile, poate cunoaște, da, lucrează cu altcineva și îi spune, dar trebuie să cunoască standardele minime. Serviciul social trebuie să îndeplinească niște criterii, pentru că atunci când vin cei de la inspecția socială să evalueze, să poată să primească punctajul maxim de 100% îndeplinirea standardelor minime, pentru că dacă nu îl îndeplinești, clar, îți retrage. Da, licența, dacă îl îndeplinești 75%, te lasă până la un an, așa cum este și dată, pentru că nu ți-o dă pe perioadă nedeterminată. După aceea, o ai pe 5 ani de zile, după care faci reacreditare. Cele mai multe, ne reîntoarcem puțin la discuția cu seminarul care a avut loc joi 11 noiembrie, sunt câteva primării care s-au acreditat, dar le-au expirat acreditările în 2013, în vreo 2-3 în 2015. N-au făcut un serviciu social din diverse situații. Și-au pierdut tot. Trebuie acum să se reautorizeze din nou. Dar chiar este o situație care am remarcat-o și asta are legătură puțin cu un cabinet individual de asistență socială. O doamnă, asistent social, a fost acasă pe maternitate, a născut. Bun, ce faci tu ca și SPAS? Doamna de la social a născut, stă acasă. Tu ce faci? Ții sistemul social, nu mai dai nicio alocație, nu mai faci nicio prestație, nu mai faci nimic? Externalizezi serviciul
printr-un serviciu de asistență socială. Un cabinet, o societate civilă există. Și acum sunt în toată țara. Nu neapărat trebuie să opteze și pentru neapărat... un cabinet individual din județul Brașov. Da, poate să fie și din altă parte. Sunt diverse servicii. Și atunci, tu pe perioada aceea de un an sau doi, pentru că doamna poate optează să stea acasă un an, poate dorește să stea acasă doi ani. Tu ce faci? Pentru că nu ai voie să o dai afară, logic, nu? Trebuie să îi ții postul până vine înapoi din concediu de maternitate. Și atunci îți iei un serviciu extern. Haideți să mergem puțin și mai ca să închidem lanțul. E foarte clar că ceea ce ați explicat, sunt clare problemele, nevoile se pare că sunt foarte mari în mediul rural, pentru că acolo probabil nu există organigramă, personal, poate nu e așa mult interes, să nu intrăm mult în detalii. Consider că n-au fost suficient de bine informați. Interes să știți că domnii primari au arătat. Nu pot să spun sentimentul nostru când am plecat, că a fost că ei au conștientizat. Trebuie să se acrediteze modul în care au sunat și au început să ceară consiliere la telefon și absolut toți primarii, deci au venit mulți, Măieruș, Ormeniș, Drăguș, Voila, ce să vă spun, Beclean, Tărlungeniu, deci foarte mulți, neașteptat de mulți și foarte interesați. Sunat în același timp foarte mulți și ne-au întrebat ce trebuie să facem ca să ne acredităm. Da, deja deci încercau să... informații, iată că da, probabil sigur. Că... Și apoi a informației și apoi a omului de specialitate, pentru că primarul în sine... N-are păi când ne-a spus un domn primar, exact. Păi eu fac, doamne, de toate, eu așa dau prestații, eu fac... Păi, domnule, dar când mai face și restul, că aveți atâtea de făcut? Surpriza pentru că asta noastră a fost A fost o surpriză totală pentru noi. A fost că una dintre primării n-avea deloc serviciul de asistență socială, deloc. Da. Și cine face muncă? Am întrebat cine face această muncă de asistență socială? Eu ca și primar. Da, el săracul făcea de toate. Da, sunt cazuri, este clar că sunt cazuri în care probabil că... Da, dar acest de toate, vă dați seama cum se face, pentru că oricât ar vrea, nu poate să cunoască cadrul social și toate demersurile care trebuie să se facă. Bun, haideți să... Intențiile bune nu ne ajută ca să facem lucrurile așa cum trebuie, corespunzător. Că mai avem numai 3 minute și era o declarație a domnului Dragoș Pâslaru, ministrul muncii, care spunea la un moment dat că, și știu că s-au agitat puțin apele pe acest spirit, și chiar vorbind cu dânsul, eu mă cunosc de destul de mult timp cu el înainte să intre în zona aceasta tehnocrată, să spunem așa, din partea de proiecte, și îmi spunea că nu e admisibil, chiar vorbeam cu el cu mult timp înainte, zice, măi, nu e admisibil să mă duc și să acord ajutor social, adică niște bani, unuia care cred că așa și da declarația, că așa și una, care are Mercedes în curte, acum nu facem reclamă la vreo mașină. Într-adevăr, nu e admisibil. Și voia să reformeze din temelii. Ce rol au, nu știu, și acum vin în aplicabil în ceea ce discutăm noi aici. Există oameni care verifică pe teren, există oameni care trebuie să știe, dau mai mult, dau mai puțin, nu dau deloc, cercetez, pentru că aici poate să fie o scurgere de fonduri majoră la nivel de țară. Tocmai asta se întâmplă. Ce vorbeam mai înainte la seminar? Dacă nu există compartiment, n-ai oameni de specialitate, cine a verificat? Din PIX și din birou? Deci cine a verificat în teren? Și dacă verifică, trebuie să știe ce să verifice. Și pentru momentul, că... deci sunt primării în care, într-adevăr, acordă acest ajutor social. Dar sunt primării care, bun, eu îți acord acest ajutor social, tu faci muncă în folosul comunității și chiar respect acest lucru. Și sunt... Așa ar fi ideal să funcționeze. Da, așa ar fi ideal să funcționeze în toate primările. Nu, cum spuneți dumneavoastră, să aibă... Da, adică să ne... și iar... Dar sunt primării în care, într-adevăr, nu există neapărat un serviciu, cum am discutat până acum, că ar trebui să existe acest serviciu specializat, dar sunt primării care respectă acest lucru, acordă ajutor social, dar și acele persoane prestează muncă în folosul comunității. Domnul Ciolo spune să ne axăm pe servicii și nu pe beneficii, cam asta e pe scurt ceea ce ne transmitea. Iar vis-a-vis de lipsa de buget, nouă ne place așa să fim o țară de bocitoare profesioniste, adică ne tot plângem că n-avem aia, dar eu nu cred că suntem puși în fruntea unei primării sau unei instituții care gestionează alți oameni, da? Ca să te plângi și ca să găsești soluții. Și soluții sunt, legea le pune la dispoziție. Noi ieri în cadrul seminarului am informat despre aceste lucruri și sunt și multe alte lucruri. Timpul nu ne mai permite astăzi, există soluții, trebuie găsite
intenții bune, am văzut că la nivelul județului Brașov există, există responsabilitate, profesionalism, dorință și au început să se intereseze, ceea ce este pentru noi o notă pozitivă și mă bucur, iar ieri la seminar am încheiat la modul la care le-am spus primarilor și că, în general, dumnealor, orice institut, orice om public este mereu cercetat, întrebat, văzut, studiat, mereu este comentat. Ei, dacă tot sunt văzuți, haideți să facem niște lucruri bune ca să oferim celor din comunitățile pe care noi le păstorim, ca să spun așa, ceva bun de văzut. Și au înțeles acest lucru și chiar m-a bucurat, cel puțin la nivelul județului nostru. Eu sunt convins că știți, acum ascultând ceea ce povestiți dumneavoastră, și știm foarte bine care sunt realitățile, nu numai în municipiu, și în mediul rural. E clar că dânsii se confruntă acolo cu probleme sociale. Da, probleme. Este inevitabil, da, pe care este le cunosc. Greu. Le este că greu. Și eu când mă duc de multe ori într-o primărie sau când am acolo, văd o grămadă de oameni care vin, bat la urs, stau. E clar, probleme sunt peste tot. Și cum foarte bine ați spus, esențial este să venim cu soluții. Că dacă numai ne plângem, probabil că o să ne mai plângem încă, da, 20 de ani de acum una încolo. Una dintre soluții pe care noi le-am sugerat primarilor, să angajeze un asistent social calificat, poate să țină și acel om de care lucrează de 15 ani, să se califice cel puțin ca lucrător au social nevoie, da, și să se ajute. Au nevoie la compartiment și de oameni, de referenți. Da. Au nevoie, nu se poate. Volumul este mare. Probabil omul respectiv știe destul de mult localitatea, oamenii ajută, deja sigur, practică, că da, adică cunoaște specific. Este de ajutor. Se pot acredita și pot accesa fonduri europene. Nu spune nimeni că omul ăla trebuie să-l dai afară, să ne înțelegem. Dar asta nu înseamnă că te va scuti pe tine cineva să nu te acreditezi, să nu te licențiezi, pentru faptul că tu ai un om, din sigur că da. Din toate primările prezente a fost o singură primărie care a spus, da, eu am accesat aceste fonduri europene. Da, putem să și spunem, e vorba de primăria Cincu. Da, e de vorba și de, da, de a un centru de care persoane era... în vârstă. Dorește să deschidă, da, au făcut au și accesat pașii, fonduri, au, făcut... și pa, au primit și acea acreditare de un an, dar unde s-au împotmolit? S-au împotmolit în momentul în care au spus, nu aveți asistent social. Aveau acea persoană de 15 ani. Da. Și dânsul ne tot spunea din s-au lege... S-au împotmolit la acreditare. Că... Și sunt foarte aproape, da, dar uitați că dacă ei avea toate lucrurile acestea, ar deveni eligibil, exact, ca să poată să acceseze fonduri. Da? Exact. POC-ul, fonduri europene, fonduri nerambursabile. Și ei se adresau unui cabinet individual, da, ca să-și rezolve acea problemă. Problemă. Da, haideți că ne-am luat acum, colegii, fac semn că trebuie să închidem, da, emisiunea. Bine. Musai. Vă mulțumesc foarte și mult noi pentru prezența la Secretele Brașovului și sper să veniți data viitoare cu vești din ce în ce mai bune. Vă mulțumim. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secrete. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!